Baza sportivă din Herecleana Clubului Sportiv Viitorul Zalău a găzduit ieri nocturnă meciul de deschidere a ediției cu numărul 9 a Cupei Viitorul. Foste glorii ale fotbalului românesc, precum Dănuț Lupu, jucător la Dinamo București și Rapid, Ioan Ovidiu Sabău, jucător emblematic al clubului Rapid București, sau Adrian Bumbescu, jucător al Ligii Campionilor cu Steaua în 1986, sunt doar câteva din numele importante ale fotbalului românesc care au poposit ieri seara la Herecleana. Meciul s-a terminat egal, scor 3-3, ca nimeni să nu se supere. După meci, fostul antrenor, dar și jucător al grupării Rapid București, Ioan Ovidiu Sabău, ne-a împărtășit câteva cuvinte legate de această competiție și de ce este importantă organizarea competițiilor la nivel de copii și juniori. Area de selecție este foarte mică, au dispărut foarte multe baze sportive. Nu le creăm condiții copiilor ca să vină să facă sport de performanță. Atunci, sigur, găsesc bucuria în alte activități, știu, calculator, mall-uri, distracții, pentru că dacă nu-i ofer condiții la un copil să aibă garanția că creindu-i condiții, mingi un teren de antrenament ca și acesta, nu să te antrenezi în parc pe, știu, bitum, normal că sunt premize ca acești tineri să dezvolte și să apară cât mai mulți tineri, așa cum erau generațiile înainte de 90. Foarte, foarte mult, majoritatea copiilor făceau sport, dar nu în orașele importante. La țară, unde erau foarte puțini, majoritatea făceau sport. Ediția din acest an a Cupei Viitorul aliniază la start 50 de echipe din întreaga țară și peste 1000 de copii.